Întreaga familie Sterp este în culmea fericirii de când Getuța a devenit mamă pentru prima dată. Toți membrii familiei așteptau cu sufletul la gură venirea pe lumea noului membru, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile. Așadar, imediat după ce Getuța și fiul ei, Vladimir, au fost externați din spital, cu toții s-au strâns acasă la mama Geta pentru a-l cunoaște pe băiețelul nou-născut. De asemenea, inclusiv Culiță Sterp și Daniela Iliescu au fost prezenți, fiind extrem de bucuroși să-l strângă în brațe pe noul membru al familiei. Hai să vă arăt frumusețea! Uitați frumusețea! Uite ce buze are când vine să-l mănânc! Avem 4 până acum, 4 nepoți, mai e unul în burtă, 5, și mai așteptăm pe Iancu. I-am zis mamei că până în 2-3 ani mai încolo, 10 nepoți minim o să ai, după 27 de ore de travaliu, mare parte petrecute în apă, am desăvârșit minunea de 4560 grame cu perineul intact, datorită celor mai minunați oameni. Am avut parte de clamparea și secționarea tardivă a cordonului ombilical, de skin to skin și de ora magică, în care ne-am bucurat de minunea noastră. Nu pot exprima în cuvinte sentimentul de a fi mamă. Vă mulțumesc pentru sutele sau poate miile de mesaje. Sunteți deosebiți cu toții. Abia aștept să vă povestesc mai multe. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.